Ei, în seara aceasta a fost o zi foarte frumoasă pentru Gabriela și Valentin. I-am văzut din ce în ce mai apropiați, i-am văzut jucându-se, i-am văzut îmbrățișați, i-am văzut sărutându-se, dar cel mai frumos moment al serii a fost înainte de a se închide ușile. Ei stăteau îmbrățișați, Valentin era cumva băgat în Gabriela, așa cu, uitați aici este imaginea, iar el la un moment dat i-a spus să spunem la ce te gândești, că altfel mă supăr. Și Gabriela i-a spus ceva de genul, mi-a rămas în minte o fază de luni și mă gândesc ce-or simți părinții mei, iar Valentin i-a spus să, hai gata, nu te mai gândi, ei acum vor să te vadă fericită și că te, și a vrut să spună că te iubesc eu, dar nu a spus-o. În schimb, Gabriel a făcut niște urmări, s-a uitat la el a început să râdă, a început și ea să râdă și cam asta a fost că s-au închis ușile. A fost primul te iubesc nespus, dar cu siguranță simțit de cei doi. Mi se pare un lucru măreț faptul că el era gata, gata să-l spună, în condițiile în care Gabriela spunea că ea crede că deja a început să simtă că începe să îl iubească. Mai țineți minte faza.